Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În anul 2022 vei desfășura o lucrare pe scară largă privind reevaluarea valorilor, vei scopa de gunoiul inutil atât în minte, cât și în viață, iar cele renoite vor începe totul de la zero. Bun așa, la câte de mult gunoi ai adunat ca să le faci altura pe plac te poți confrunta cu o perioadă dificilă. Va fi un moment de luptă cu tine însă bărbați, pentru relații bune cu oamenii din jurul lor ar trebui să-și modereze ardoarea și să înceapă să ia în calcul pe cei dragi, opiniile și nevoile lor. Astfel, vor putea obține sprijinul familiei și al prietenilor, iar aceste lucruri le va oferi un impuls spre succes în alte domenii. Femeile se pot aștepta la victorii mari în carieră dacă își pot îndrepta energiile în direcția corectă. Tigrul este guvernatorul anului 2022. El va duce schimbarea și va favoriza pe cei hotărâți. Așa cum recomandă horoscopul pentru 2022, săgetătorul ar trebui să abordeze toate oportunitățile cu înțelepciune și să nu rateze oportunități profitabile de a-și schimba viața în bine. Începutul anului poate părea un test serios de rezistență, dar vara, vei avea cu siguranță șansa de a restabili resursele interne și de a te odihni bine. Mijlocul anului pregătește câteva surprize neplăcute care cu siguranță vor fi depășite. Iar toamna și începutul iernii vor deveni o perioadă relativ calmă și fertilă pentru bunătățire și grijă de oamenii dragi. În 2022 ar trebui să ți amintești de puterea cuvântului și să repeți în mod constant frazele: merit, merit ce mai bun, tot ce este mai bun este înaintea mea și alte la asemenea. Principalul lucru este că în aceste fraze să nu existe particule nu. În acest mod simplu, îți vei putea schimba viața și poți atrage ceea ce dorești în ea. Nu mă crezi? Vei vedea la sfârșitul anului. Între timp, obiectiv fără înfrumusețare și exagerare, mă uită la cer, și acolo, pe cerul destinului tău, steaua norocului și a prosperității strălucește puternic și a este cea care îți dă o șansă de progres fără precedent în chestiuni personale și profesionale, în același timp, primești un sprijin puternic în toate eforturile tale, Relații armonioase cu mediul tău imediat și recunoștință de la superiorite. Astrele promit că în anul 2022 autoritatea ta va crește, vor exista oportunități limitate de autoeducare și dezvoltare profesională. În fața ta se deschid perspective financiare excelente. Simte-te liberă să investești dacă ai cu ce și pregătește un loc pentru cadouri. Cu alte cuvinte, ai în fața ta un an de bază pe care trebuie să-l faci realitate. Ești gata? Zilele în care norocul va poposi în casa și în viața ta în 2022 sunt afișate pe ecran. În anul 2022 îți vei schimba atitudinea față de iubire și față de cei dragi, îți vei rea noi sfera de interese și stilul de viață. În noul an, planetele vor face din viața socială o prioritate absolută pentru tine. Vei simți efectul benefic al lui Jupiter, conducătorul tău planetar? prin spiritul întărit și prin concentrarea emergentă și încrederea în sine. Datorită lor, vei putea să-ți depășești temerile, să câștigi credința în puterile superioare. În prima jumătate a anului 2022, stelele te vor ajuta să tratezi adversarul cotidian cu umor și te vor inspira să rezolvi problemele urgente. Cu toate acestea, este important să folosești energia cu precauție, fără a-ți supraestima capacitățile reale. În restul de șase luni, planetele îți vor oferi succes în tot ceea ce este nou, necunoscut, în domenii care te vor ajuta să te dezvolți, ele îți vor sprijini nevoia de a demonstra că meriți ceva în această lume și să obții rezultate înalte în societate. Dacă ești născut între 23 și 30 noiembrie, în primele luni ale anului 2022, Vei simți o încredere specială în puterile superioare care te vor ajuta să transmiți codul tău moral celor din jur și să-i inspiri să facă fapte nobile. În ianuarie și a doua jumătate a lunii septembrie, viața ta amoroasă va primi un nou impuls pozitiv. În iulie și august, cele mai îndrăznețe întreprinderi vor avea succes și vei putea pune bazele viitorului. Dacă ești născut între 1 și 10 decembrie. Din primăvara anului 2022 va începe o perioadă favorabilă pentru aventurile amoroase, vei experimenta pe deplin cum este să te bucuri de viața aici și acum. La începutul verii, poți conta pe sprijin moral din exterior, alții îți vor aprecia onestitatea. Călătorile lungi și o descoperire creativă sunt probabile în septembrie și octombrie. Dacă ești născut între 11 decembrie și 21 decembrie, vei putea să îți faci visele cele mai profunde să devină realitate. Interesul pentru neobișnuit va crește, intuiția va crește, vei învăța să-ți protejezi spațiul personal, prietenia, comunicarea cu persoane cu aceeași idee te vor ajuta să alegi direcția corectă în autodezvoltare. Din februarie până în prima jumătate a lunii aprilie și octombrie, cea mai bună perioadă pentru a te îndrăgosti. În noiembrie și decembrie vei avea noroc ior cu carul. Nu-l risipi pe cumpărături intestinale. Dragostea în anul 2022 Acei săgetători care se gândesc la căsătorie și familie de multă vreme trebuie să bate fierul în timp ce este cald. Într-o măsură mai mare, acest lucru se aplică femeilor. Acesta este un moment bun nu doar pentru a te căsători, ci pentru a te căsători cu mare succes și multă pompă. Vor fi mulți concurenți în drum de la începutul anului 2022, alege-l pe cel mai bogat și mai generos. Cu toate acestea, bărbații săgetători singuri în acest moment vor încerca să ocolească vraja iubirii, totuși, aceștia prea mult vor străluci de frumusețe inteligență și multe alte fațete ale naturilor bogate. Și, după cum știi, o bijuterie necesită un cadru adecvat. Dacă ești bărbat, pregătește-te pentru o întâlnire în luna aprilie. De asta nu vei scăpa. În același timp, ar fi bine ca jumătatea masculină să se pună în ordine. Nu știi niciodată, o leoaică strălucitoare sau un berbec cu ochi de foc, vor trece pe acolo și îți vor strica privirea ce să mai vorbim? Imediat în brațe și la registratură. Ești săgetătoare femeie măritată? Pur și simplu nu fi geloasă. La urma urmei, totul este în regulă cu tine, dar va fi și mai bine. Focul din vatra se va prinde mai mult ca niciodată. Pentru a sărbători, invită oaspeții cât mai des posibil și aranjează sărbători pentru prietenii de familie. Poate că unii dintre ei se vor molipsi de fericire de la tine. Iar vara, pleacă într-o excursie cu toată familia, impresiile, promistelele, devin de neuitat, bani în anul 2022, anul tigrului este un moment minunat pentru a aborda probleme de afaceri și profesionale, literal, toate planurile și lucrările tale, începând cu prima a anului, vor avea o bază solidă vor primi o continuare cu succes și vor deveni ideea ta preferată de mai mulți ani. Există mari speranțe că vei avea perseverență, rezistență și sârguință pentru a face față volumului de cazuri care se vor repezi peste tine într-un flux generos. Toate acestea vor fi susținute de o atitudine bună față de tine din partea conducerii sau a clienților și de o recompensă materială decentă. Proiectele vechi vor fi, de asemenea, să înceapă. Poate din cauza contactelor străine sau a interesului unor persoane influente asupra acestora, vei ajunge acolo unde nici măcar cu gândul nu îndrăznai. Glumesc de sigur, pentru că tu știi deja unde trebuie să fii pentru că meriți cu adevărat. Principalul vârf al activității de afaceri are loc în martie, aprilie și mai. Nu rata de data asta, vara, și cu atât mai mult, apoi toamna, Situația se va schimba, dar, în orice caz, ambițiile tale profesionale vor fi satisfăcute, și nici măcar nu contează în ce domeniu ți vei fi depuse eforturile, rezultatul excepțional va fi și poți obține un profit vizibil chiar și acolo unde te aștepți cel mai puțin. Există, totuși, un dar, nu te grăbi să cheltui banii câștigați, într-o stare de euforie este ușor să-ți pierzi simțul realității și să treci peste buget și bani mult mulți, vei avea nevoie la sfârșitul anului. Sănătatea în anul 2022, stelele îți promit o stare financiară și morală bună dacă ți ajuți cel puțin din când în când corpul. Odată cu sosirea primăverii, bolile cronice se vor retrage, iar sistemul imunitar se va întări. Evita un stil de viață sedentar, nefiresc ție și vei fi mereu într-o dispoziție bună. Vara, vei beneficia mai multă decât oricând de de orice măsuri preventive, fie că este vorba de aportul de apă minerală sau de cercetarea medicală, deoarece este puțin probabil să reușești să eviți complet stresul, ar trebui să înveți, indiferentă de vârstă, să te relaxezi, să fii mai filozofică cu privire la ceea ce se întâmplă nu mai pune la inimă și nu lua personal fiecare vorbă aruncată de ulcerele care stau să crape de ciudă. E și mai des natură, practică meditația și singurătatea. La sfârșitul anului, sistemul digestiv este în pericol, deci evită excesele și încearcă un stil de viață sănătos. În acest an, săgetătorului este interzis să mai fumeze. Am zis ce au zis astrele. Horoscop chinezesc 2022 pentru săgetător. Dacă în horoscopul chinezesc ești șobolan, nu te mira dacă dintr-o dată toți cei din jur te vor considera exclusiv ca un măgar de lucru și vor încărca pe umerită o, o astfel de povară pe care nici trei nu o pot purta. Să presupunem că ești chiar bun la locul de muncă, la urma urmei, nu este gratuit, dar acasă va trebui să oferi totul absolut gratuit. Și, printre altele, te vor obliga să devii un specialist în gospodărie, ceea ce, din punctul de vedere al familiei tale, este destul de rezonabil. Dacă în horoscopul chinezesc ești bău, pe de-o parte, mă uit și te văd complet fericită și cum strângi mâna ferm cu soarta ta. Și există un motiv. La locul de muncă, o deschidere completă. Acasă este un castron plin. Dar când privesc în cealaltă direcție, Imagina se schimbă dramatic. Nu ești tu. Unde sunt optimismul, prietenia, umanismul? Fă pace imediat cu prietenii. Nu te feri de la distracție. Ordinul de creștere a salariului este deja gata. Și zâmbește, doamnă? Zâmbește. Dacă în horoscopul chinezesc ești tigru, voi, săgetătorul tigru, sunteți în naturii contradictorii poți face astfel de lucruri încât te nu vei scăpa niciodată de sub control. Deci, ia-ți deciziile cu seriozitate și gândire. Dacă ai deja 24 de ani, s-ar putea să te gândești să cauți un loc de muncă bun. Cei care împlinesc 36 de ani în 2022 și ar putea dori să și schimbe radical viața. La vârsta de 48 de ani, este probabil un test de forță în căsătorie mai încolo nu mai spun că știți voi mai bine belelele voastre. Dacă în horoscopul chinezesc ești iepure, în primul rând, anul 2022 pentru săgetătorul iepure pare un câmp natins și pe el ești invitată să construiești orice dorește inima ta, un orfelinat, o școală, un adăpost pentru animale fără adăpost, un restaurant internațional, un club de hobby, o zonă rezidențială de elită toate acestea înseamnă că este lumină verde aprinsă pentru toate drumurile tale. Dute! te Dacă în horoscopul chinezesc ești dragon, dragonii săgetător au un an serios înainte. Vei avea nevoie de o concentrare maximă și de o forță extraordinară. Lei, înarmează-te cu informații practice, folosește experiența iar obiectivul este garantat să fie al tău. Pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, o treabă excelentă cu un salariu bun va ieși. Pentru persoanele care au sete de dragoste, un sentiment luminos și extraordinar va răsări. Dar vânătorii de aventuri riscante sunt strict pedepsiți de stele, nu fi obraznică. Dacă în horoscopul chinezesc ești șarpe, indiferent de ce ți-aș spune acum, indiferent de predicțiile incredibile pe care ți le-ar face o vrăjitoare, vei spune în continuare, Așa am crezut. Este chiar cumva jenant să dai încărți pentru tine. Și totuși îmi voi asuma riscul. Tema principală a anului este surorile și frații de sânge. Recunoaște că nu există. Ei bine, atunci vei concepe și vei scrie o carte cu o poveste despre cei care nu sunt alături de tine. Al doilea subiect important este legată de prieteni. Poate că unul dintre ei, ascultând de decizia ta subtilă, dar volitivă, va trece la statutul de mire sau mirasă fericită. Ai gură de aur. Dacă în horoscopul chinezesc ești cal, viața ta în 2022 va fi ca o cursă cu obstacole. Aceasta are avantajele sale, și anume, neînfricare și determinare, ceea ce înseamnă abilitatea de a ajunge cea din tâi la linie de sosire. Și asta este mai mult legată de muncă, în chestiuni personale și familiale. Situația este oarecum diferită. Șah, construiește o strategie pentru a captura o cetate de nepătruns. Deși poate, în cazul tău, se va dovedi a fi un castel de gheață. Dacă în horoscopul chinezesc ești capră, săgetătorul născut în anul caprei ar trebui să fie atentă la numărul 5, care va fi găsit în viața ta. Cum să-l interpretezi? Poate așa, mai luna 5 -a sau în fiecare vineri în jurul orei 5 după amiaza. Ce se va întâmpla atunci? Ah, totul este clar. Grădinile înfloresc, privighetoarele cântă. Iubirea se va întâmpla. Și grav, astfel încât directă la oficiul registrului stării civile. Ce zici de faptul că pe lista problemelor urgente prima linie este călătoria de afaceri cu o străină, pe care o aștepți de atâți ani? și a fost planificată pentru luna mai. Ei bine, ce să spun, trebuie să combine afacerea cu plăcerea. Dacă în horoscopul chinezesc ești mai muță, mai muțele săgetător în 2022 trebuie să se alăture vânătorilor cu gânduri similare. Încearcă doar să găsești un alt loc de vânătoare, dar poți împărtăși prada sau, ceea ce este mai bine, poți face un schimb reciproc benefic ți se oferă un loc cald într-o companie promițătoare și le oferi informații despre locul unde se află viitoarea mireasă sau mirele. Dar se poate întâmpla să nu ai timp să vânezi și să nu mai ai nevoie. Vei primi tot ce ai nevoie cu livrarea la domiciliu. Rămâne doar să dispui cu competență de alegerea sorții. Dacă în horoscopul chinezesc ești cocoș, Totul este aranjat în așa fel încât lumina să clipească în soarta ta cu ocazia unei victorii fără precedent în luptele profesionale pentru o cauză justă. Mulți oaspeți vor veni din lume, inclusiv neinvitați. Nu le refuza ospitalitatea. Poate că printre ei vor fi oamenii de care ai nevoie. Succesul tău la locul de muncă depinde în mare măsură de interacțiunea corectă cu colegii. Dacă în horoscopul chinezesc ești câine. Săgetătorul născut în anul câinelui are multe întrebări pe agenda 2022. De o importanță capitală sunt protejarea bunurilor gospodărești, protecția valorilor familiale împotriva atacurilor și plasarea punctelor peste în relațiile de dragoste. Mai există un articol diverse. S-ar putea să nu fie suficientă timp pentru luarea lui în considerare, dar tocmai pe asta aș dori să-ți concentrezi atenția la diverse și neprevăzute. Dacă în horoscopul chinezesc ești mistreț, lăntoarea cu care ai trăit în ultimii ani va deveni un lucru din trecut. În anul 2022, stelele așteaptă de la tine o poziție activă în viață. Amintește-ți, orice se face, totul este în bine, pentru că ceea ce s-a întâmplat este rezultatul acțiunilor tale trecute și ale eforturilor anterioare. Ca un cuvânt de despărțire, Există un sfat, dar foarte important, nu-ți fie frică să riști, chiar și aventurismul este permis în limite rezonabile, dar fără încălcă legea. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!